Această emisiune vă este oferită de Clinica de Neurofeedback Brain Fit București. Antrenamente neuronale pentru un creier sănătos. Bun găsit tuturor! Numele meu este Magdalena Irimia și astăzi ne revedem pentru o altă ediție a emisiunii De Mai Departe. Alături de mine este, din nou, Niculina Gheorghiță, psiholog clinician principal, terapeut relațional Imago, terapeut specialist Baun. Acestea sunt doar câteva dintre calificările care o recomandă pe Niculina, din multe puncte de vedere. O să vă las să descoperim împreună răspunsuri uimitoare, răspunsuri care la propriu pot influența și pot schimba vieți doar dacă, conștient, îți dai voie. Astăzi vom vorbi despre dezvoltarea personală, un termen uzitat și foarte des folosit în zilele noastre. Consider dezvoltarea personală o investiție în noi. Niculina, bine ai venit din nou. Bine v-am regăsit, Magdalena, îmi place acest studio, așa că o să mai vin. Am spus bine că o să revii, am avut acest feeling da, și uite că s-a confirmat. Da. Vorbim despre dezvoltarea personală. Unii spun dezvoltare spirituală, dezvoltare umană. Eu cred că în principiu este același lucru, ne referim la aceeași treabă. Haide un pic să ne clarifici tu, din punctul tău de vedere, ce este dezvoltarea personală. Acest termen nu exista acum 20 de ani. Da. Dezvoltarea personală și spirituală, că ele merg mână în mână, ele nu se separă. Adică nu poți să cresc personal, iar spiritual sau moral să fiu pe jos, știi? E adevărat că e o investiție în noi, în fiecare. Și când apare această investiție conștientă, cam după 24 de ani, după ce trece perioada adolescenței, începi să-ți dai seama, bă, parcă n-aș vrea să mă comport așa. De ce mă comport așa? Parcă mi-ar place să fac asta, dar nu am chef, dar mai știu eu ce. Și atunci căutăm să găsim, să ne dezvoltăm, să vedem cine place la noi, ce nu, cine suntem noi de fapt și ce vrem noi să facem în viața asta. Încep să apară acele întrebări existențiale după vârsta asta. Până atunci nu apar, că avem alte preocupări. Ne jucăm, testăm, vedem și după aia începe să apare. În dezvoltarea asta personală intră toate dimensiunile noastre. Sunt 5 dimensiuni pe care noi funcționăm. Dimensiunea personală, să facem ceea ce ne place, sau dacă nu, de ce nu facem, sau cum să ajungem să facem pasiunea pe care o avem. Dimensiunea relațională sau familială, dacă ajung să-și fac o familie. Dimensiunea socială, cum suntem în societate. De ce sunt problemele ce, care sunt așa mai departe. Dimensiunea financiară, pentru că și asta ne pune probleme la un moment dat, și dimensiunea spirituală. Ele sunt împreună, nu le putem separa. Dacă e să ne uităm la un om, ființa umană are aceste 5 laturi de care să le împlinim. Știți că este o vorbă, nu poți să fii împlinit pe toate. Eu zic că dacă intrăm și ne uităm la fiecare și începem să le dezvoltăm în acord cu valorile noastre morale și cu tot ceea ce facem noi, putem să le avem împlinite pe toate. Există, sigur. Sigur, da. În momentul în care miști ceva în viața ta, clar se mișcă pe toate planurile. Deci, facem dezvoltare personală ca să evoluăm, să achiziționăm noi cunoștințe. Noi cunoștințe, să eliminăm credințele false și convingerile cu care am venit și care nu sunt pentru noi sau nu se pliază pe dorințele noastre interioare și așa mai departe. Avem nevoie de dezvoltare personală și spirituală pentru a ne defini ca individ. Pentru a vedea, a ne defini ca individ separați de alții, ca să nu mai trăim în acele simbioze, să fim independenți, dar în același timp împreună. Chiar dacă vorbim de cadru familial, exact, să fim și inclusiv de cadru entități familial. Separate. Separate, unice, dar împreună. Adică eu nu trebuie să fac doar ce vrea celălalt sau celălalt să fac doar ce vreau eu. Nu trebuie să fac ce vrea celălalt decât dacă îmi face și mie bucurii sau plăcere să fac. Bine. Normal, deci trebuie să fie bine cu bine în permanență. Dacă este bine cu rău, e cal rău. Avem nevoie de ea pentru a ne relua puterea înapoi și de a ieși din simbioza aia în care stăm agățați, în dependențe de relații, dependențe de substanțe, dependențe de
suferință, dependență de mâncare, de orice. Orice fel de dependență. Alea sunt dependențe unde puterea nu e la noi, este în acele substitute și atunci noi vom fi în suferință. Da? Pentru asta avem nevoie de sultan. Te întrerup, tocmai că despre asta ai spus, regăsirea puterii interioare. Este prima, o ridic un pic mai sus, regăsirea puterii interioare. Este o carte a mea, scrisă în 2 ani, dar după 20 de ani de cercetări. Și are 9 fascicule de cărți mai mici. Da, și acesta. Așa, acestea sunt câteva fascicule din cărțile mai mici. Toate cumulate acolo. Pentru că acolo, cumva am creat acea carte, când toată lumea vrea să audă ce spun, ceea, și am zis așa, fiind 9 mai mici, nu știi pe care să o deschizi. Așa că le-am pus pe toate într-o carte. Și atunci când o persoană vrea o ghidare interioară prin dezvoltare personală, își pune o întrebare, deschide cartea și unde deschide cartea mare, acolo lucrează. Și aia e ceea ce are de făcut. Cu siguranță își găsește răspunsul. Da, sau pentru direcția în cartea pe care aia avem toate aceste dimensiuni dezvoltate foarte profund. Mulțumesc! Noi mulțumim! Niculina, dezvoltarea personală este clar, un antrenament pentru minte, chiar și trup, da, suflet. Reeducare, responsabilizare, orice. De unde începem? Uite... De unde începem pur și simplu? De unde începem pur și simplu? De la noi. Așteptăm oare un moment? Adică e mai... De obicei, da, știu ce vrei să întreb. Oamenii nu au această dorință. N-am fost educați, ne căutăm întâi pe noi. Nu am fost educați să dăm vina pe alții dacă e ceva rău, iar dacă e ceva bun, e de la Dumnezeu, nu ai tu nicio treabă. Dacă era rău, era de la diavol, dacă era bun, de la Dumnezeu. Deci tu care era treaba ta? Nu era. Așa că ne trezim la o anumită vârstă și zicem, doi, stai un pic, mie nu-mi place asta, mie nu-mi place asta. Ce fac? Și omul ajunge într-o criză. Începe să-l doară ceva ca să intre să se caute, să înceapă dezvoltarea personală și spirituală. Și asta ce? Mi s-a părut destul de straniu, așa, dar spune și doctor Șafel și mulți specialiști, că până nu-l doare pe om 95%, nu va face nimic. De ce? Pentru că avem un creier reptilian aici, care treaba lui este să ne țină în viață și atât. Să ai ce mânca, să ai unde dormi, să ai toate treburile astea minimale, să spunem, de supraviețuire. Și dezvoltarea personală nu intră în această categorie. Nu intră nevoile de bază. Nu. Dezvoltarea personală intră din celelalte nevoi ale omului, de la 4 în sus. Dacă vrei să te definești, să vezi unicitatea, să, în fine, toate alea. Și atunci, ce ai de făcut este, dacă nu apuci să te trezești singur, vei intra într-o criză, într-o suferință sau într-o durere ca să te trezești. Te va trezi viața. Te va trezi viața. Viața e cel mai bun pedagog dacă nu înțelegi la dulce fanet. Așa că fiecare om adult, după 24 de ani, cred că ar trebui să pună mâna pe o carte de dezvoltare personală să înceapă să se caute. Da. Sau ce frumos ar fi, uite, poate voi specialiștii o să acționați la un moment în direcția aceasta, să se poată introduce în școli sau din grădiniță niște instrumente. Da, sunt da, acum tot felul de cărți care vin cu sfaturi utile pentru părinți și pentru copilași, exact pe nivelul emoțional al lor. Da. Dar în școală mi s-ar părea vital în perioada adolescenței este să, vital. Să fie aceste Eu am instrumente. Scris o carte în 2015 ce susține conștient adolescența. Am căutat să o introduc și în programa școlară, dar e foarte greu în România. De curând am mai vorbit acolo pentru a introduce acest modul, pentru că în clasa 9-a tinerii trebuie să știe ce e la un gând, de ce îl secret, cum îl ajung, ce ai o emoție, cum creezi relații, cum mă dezvolt exact. Și așa mai departe. Baza. Sunt 5 chestii de bază. Și răspunsul a fost că și am zis că ar putea consilierii școlari care sunt psihologi să predea o dată pe săptămână o oră despre un subiect. Răspunsul a fost că nu sunt consilieri școlari. Și nu sunt. Nu sunt. Nu sunt, da. Deci sunt eu un consilier la 3.000 de copii și trebuie să fie unul la nu știu câteva sute. Și acolo s-a terminat discuția. Da. Păi, de ce avem de făcut? De găsi consilieri școlari. Și soluția mea a fost, păi sunt atâția tineri care termină facultatea. Și ar putea începe într-un mod foarte ușor. Ar putea începe așa. Da, practică. Pentru că, exact. Și poate nu le-ar trebui nu știu ce salariu. Găsim o modalitate, mai ales cei care au luat burse. Statul român o da niște burse, țineți în țară să facă ceva. Și pentru generațiile astea.
este atât de nevoie, da. Pentru că asta spun toți părinții, cât da. De dificil a devenit comunicarea cu adolescentul de astăzi, care nu se mai aseamănă cu iar noi. Iar noi nu avem, eu personal, când băiatul meu mare a devenit adolescent, am crezut că o latura asta. L-am căutat la psihologi, i-am scanat creierul, până când am ajuns eu la neuroștiință să văd ce se întâmplă în creierul lui. Îi crește creierul, îi să facă niște transformări, să apasă niște terminații și o ia razna aparent. Dar el nu ia razna, că jumătate de oră e trecut. Dar tu, ca părinte, când vezi reacțiile astea deodată, ai tot felul de scenarii și de proiecții faci. Și atunci, până nu m-am educat eu să văd ce se întâmplă cu el și să stau un observator și lasă să-și desfășoare. Și eu, așa le spun acum, am al doilea care e adolescent, când are o chestie, spun, scrie pe fruntea lui, crește creierul. Pentru tine, mesajul pentru mine, ca să... mesajul meu și atunci nu mai intru în povești. Da, nu e ușor. Nu este. Dar când vezi că se închide ușa în nas, când ieși afară, când nu-ți răspunde la telefon, când se închide telefonul, asta e, l-am prins într-un moment în care ai lăsăm ceva spațiu. De făcut. Da. Lăsăm spațiu. Dar pentru asta noi trebuie să ne educăm. Și exact cum ai spus, noi ca părinți și școala să vină și ea cu mic bază. Sprijin, mică, cu mic sprijin. Mică, pentru că copiii aceștia ai noștri, cât sunt mici, sunt cu noi, dar după aia, dacă spune doamna învățătoare sau doamna profesor, crede mai mult decât dacă ai spus tu. Da, și atunci apoi ai crede... nevoie și de acolo și de acolo. Deocamdată n-avem, dar să sperăm că vor veni consilieri școlari și o să putem introduce acest proiect în școli. Avem intenții. Intențiile sunt lansate. Este bună dispoziție, este. Să sperăm că Universul va crea oportunitățile să ajungem. Cred că să România... ne bucurăm și de asta. Așa să fie. Niculina, cred că în România vorbim cam de cât timp de dezvoltare personală? 15 da, ani? Da, cam așa. Cam așa. Între timp... Eu personal, ca specialist în psihoterapie, noi am făcut dezvoltare personală începând cu 2002, deci avem 20 de ani. 20 de atunci, ani. Ca să intri într-o formare, aveam nevoie de dezvoltare personală între 2 și 3 ani, noi ca specialiști. Acum nu mai știu ce școli mai sunt și ce se face, dar știu că noi ca specialiști, dar toată lumea așa, nu prea. Mă refer pentru publicul pentru larg. Publicul de când larg. Au apărut pe piață cărți, cursuri, da. Profesori mm-hmm, care predau. Mm-hmm, da. Pentru cineva la început de drum, oarecum ar trebui procedat să știe să ajungă la acele cursuri potrivite lui, la acei specialiști. Acum vorbim și de marketing. Da, da. Este un produs da. Care se... promovează. Da, ideea este că... Eu știu că toate se întâmplă pe vibrație, mi este clar da. Acum. Mulțumesc că am urmat da, cursul da, da, tău, da. Am citit. Îmi mm-hmm. sunt clare foarte multe aspecte, dar nu este la fel de clar pentru toată lumea. Da, din păcate și din fericire sunt situații ambele. Și situații. Sunt, da, exact cum spui, dezvoltarea personală acum e foarte mult popularizată prin marketing și prin astea. Eu, cum spun dintotdeauna, și eu când m-am dus la cineva să fac asta, întâi m-am uitat un pic dacă omul ăla ce spune și trăiește. Dacă nu, ăla nu e un specialist pentru tine să te ajute în dezvoltare, pentru că noi, în primul rând, ne inspiră energia experienței celuilalt și nu cuvintele. Cuvintele găsesc într-o carte. De-aia am nevoie de un trainer, de-aia am nevoie de un om la care să merg, de un profesor, pentru că el are o energie a experienței. Și din energia aia lui prin care a trecut, îmi inspiră și mie un pic din energia. Și plec acasă și mă pot apuca de treabă. Deci dacă un pas ar fi pas să ar te fi, informezi. Să informezi un pic. Ce-l califică să fie acolo în fața ta? După care, următorul pas este, nu știu, când eram noi mai mici sau începând cu 90, noi știam că reclamă își fac cei care au produse proaste. Da, e baza marketingului. Da. Un produs care se vinde de la sine. Un produs care se vinde așa doar cu o reclamă imensă, nu mă uit niciodată la el. Și are un buget în spate, clar acel buget se regăsește în preț. Exact, prețul tot. Este mult peste crescut tot. Și atunci... Da. Eu... Atunci eu personal nu m-aș duce la un astfel de trainer care are foarte multă reclamă în spate. Uh-huh. Pentru că e foarte riscant. După care, la ce mă mai uit? M-am dus odată și dacă am motivație să merg mai departe, dacă am motivație să aplic ceea ce am aflat acolo. Uh-huh. Iarăși este un semn prin care îmi dau seama dacă e ok pentru mine. Adică dacă ți se potrivește ție, dacă simți că rezonezi, în ce sens dacă la modul motivație? Că plec de acolo și zic gata, m-am apucat de treabă și chiar m-am apucat. Așa. Aia este situația în care îți dă un pic din energia experienței lui și tu ai forță și te ține. Dar aici, uite, ca să te întrerup un pic, da. Nu există și varianta să te sabotezi, nu mă apuc chiar acum, că încă sunt într-o zonă de confort. Da. Mai am în o zi, două, trei,
într-o zi, două, trei, poate interveni poate altceva. Poate interveni altceva, și da. Și mai amâni da. Un pic. Da, ideea este că dacă cei care fac așa, nu mai ajung a doua întâlnire, clar. Deci, sau clar. Dacă vin, da. Vin doar și atunci, din curiozitate. Și atunci cumva te oprești că nu e pentru tine. Te oprești că nu e pentru tine, da. Uh-huh. Ce să spun, acum pe piață eu personal văd atât de multe și atâta, unii sunt ok, unii mai puțin ok, unii oameni sunt duși în eroare, unii sunt treziți și se trezesc singuri. Sunt ambele fațete. Sunt ambele fațete. Uh-huh. Și cred că un moment în care omul e necesar să întoarcă chiar la el, să vadă ce mi se potrivește mie, cu ce din mine am ajuns aici. Cumva și informațiile care vin în dezvoltare personală nu trebuie să fie informații din astea, din alte lume, uh-huh. USF-uri. Stai uh-huh. un pic cu picioarele pe pământ, dar ce facem aici concret? Eu personal așa aș recomanda, pentru că sunt și trainer de dezvoltare personală, concret ce facem de aici până aici, procesul. În viața pământeană. Pământeană, să ne aici, bine. Nu cu capul nori. Eu le zic la toți, eu ce vă recomand este să fiți cu capul nori, adică să aveți idei vise, dar rămâneți cu picioarele pământ. Aduceți-le de acolo în planul concret. Că abia atunci se va vedea dacă se întâmplă ceva. Un alt mod de a vedea dacă ai început lucrul în dezvoltare personală este să începi să creezi armonie în relațiile de jur. Pentru că e clar că ți-ai dat seama că la tine e treabă și nu mai dai vina pe ăla, nu mai arăți cu degetul că tu, mamă, nu mi-ai dat, tata, tu n-ai făcut. M-am născut într-o da, familie da, da, exact, săracă. Care n-avea așa, cum mai bine mă năștea. Deci nu înseamnă că n-ai făcut nicio dezvoltare personală. Dacă n-ai ajuns să înțelegi că tu ai ales să fii acolo ca să dezvolți anumite trăsături și anumite caracteristici din tine. Ai venit prin anumiți părinți exact. Ca să-ți lucrezi anumite da, aspecte, da. Să faci da, deci, pace. M-ai spus asta, cu armonie. Da. Și oricum alegem și cărți, și trainer, și cursuri, și așa pe frecvența specifică. Când ești pregătit, atunci ajungi și la maestru, cum se spune. Maestru între ghilimele, că eu nu cred că cineva e maestru pe planeta Pământ până nu se teleportează da, sau vine înapoi. La modul de învățător. Mai adică, mentor, poate, mentor, sau da. Ceva de genul ăsta care să te inspiri prin ceea ce a făcut el. Mi-a plăcut foarte mult vorba asta când elevul este pregătit, da. Maestrul apare și foarte mult timp am rezonat cu ea, uh-huh. că așa este. Și la un moment dat, în căutările mele pe internet, dau de o completare și am citit-o așa pe repede înainte, zic, stai că era altfel parcă. Și aici scrie așa. Când elevul este pregătit, maestrul apare. Când elevul este cu adevărat pregătit, maestrul dispare. Dispare, da. Adică când exact. Toate informațiile sunt în tine, acum să te văd cum le aplici. Da, exact. Maestrul, nu mai ai nevoie de maestru, păi, da? După ce ai citit ancul de cărți? Da, exact. Și asta înseamnă o dezvoltare personală cumva asumată. Te apuci, pui în practică, devine experiențele tale, care s-ar putea să aibă cu tot o altă energie sau alt final decât la ceilalți și așa mai departe, îți asum. Uite, îți mărturisesc că mi s-a întâmplat și mie să iau diverse cursuri, cărți, nu am rezonat cu tot, uh-huh. cu toată informația uh-huh. care a ajuns la mine și mi-am dat seama de ce. Aveam mai de mult un obicei, o practică și mă conectam la mine, cum da. Zici tu, și ceream, dăm ce mi se potrivește, da. Vreau ce am nevoie pentru mine acum. Uh-huh. Nu exista, de câte ori am aplicat această metodă, să nu primesc cu adevărat ceea ce am nevoie. Da. Oameni, cărți, programe, da, mesaje. Da, da. Mi s-a întâmplat de multe ori să merg doar la recomandarea cuiva, că a făcut uh-huh. cineva un curs, du-te da, că da, este da. Extraordinar. Am fost. Pentru mine nu a fost extraordinar, nu era nevoia mea. Nu era nevoia ta. Am ascultat de da. Sinele lui și nu de sinele de meu. De sine tău, da. Da. Asta e o metodă foarte bună, pentru că și eu fac la fel, doar că eu cer un semn. Cum? Arată-mi ai o formulă anume? Da, spun, sine, dacă e bine să merg acolo, dă-mi un semn. Adică și mi-apare ceva. Fie mi-apare un vultur, fie mi-apare o informație despre uh-huh. persoane, fie mi-apare ceva ce pentru mine e un semn, fie mi-apare o stare de bine în zona uh-huh. pieptului. Și zic că înseamnă că asta e de făcut. Și apar și semnele celelalte care nu-ți plac. Adică când știi că nu e pentru tine. Când știu că ceva nu e pentru mine, pac, mi-apare imediat. Imediat. Nu merge telefonul. Nu, nu merge mașina, nu pornește. Da, astea da. Sunt semne pe care uh-huh. tu le înțelegi. Dar pentru asta trebuie să fii conectat cu tine. Încă în dezvoltare personală intri când nu ești conectat cu tine. Când ești, stai să mă caut pe unde sunt. După ce te găsești, poți să aplicăm astea. Niculina, crezi că și de fapt mi-ai și spus că și timpurile care le trăim s-au tradus altfel da. Viața. Dacă tu nu da. Faci nimic, vine un moment în viață, vin mai multe care te obligă să faci. Uh-huh. Eu fix asta văd în jurul meu.
persoane cărora cumva nu le dădeam nicio șansă din punctul meu de vedere, pentru că stăteam la discuții, le ofeream instrumente fără să fie cerute, ca așa simțeam eu, și nu înțelegeau nimic, nu făceau nimic. Și în gândul meu, l-am pus la un moment dat eticheta, am judecat, nu cred că ai vreo șansă. Și mare mi-a fost surpriza, după 5 ani, 10 ani, 7 ani, să mă întâlnesc întâmplător și oamenii să fie... Să vezi că sunt schimbați, că... Ei, când le dădeai tu fără să ceară, ei nu erau pregătiți. Dar și eu le dădeam din dorința, uite ce lucru minunat am descoperit. Toți facem așa. Fă-te bine cum am făcut eu bine. Cum am făcut eu. Dar nu se întâmplă. Și atunci e bine ca omul atunci să-l lași să ceară. Sau să întrebe. Tu să fii acolo disponibil, dar să nu-i oferi fără orice lucru. Pentru că în momentul în care faci dezvoltare personală, asta se va vedea imediat în jur și o să zică, dar tu ce faci? De ești așa, de luminoasă, dar tu ce faci de ești așa, nu știu cum, dar tu ce faci de ție toate așa? Păi, uite, eu asta fac. Vrei mai mult o carte, un link, o ceva, să vadă că se vorbește despre lucrurile astea și nu e un SF venit acum de aici. Dar schimbarea dinăuntru nostru tot timpul se va reflecta în afară, iar oamenii vor vedea. Așa este. Iar sclipirea din ochi pe care cei care fac dezvoltare personală și așa, wow, toată lumea se mă lipsește. Ce faci de ești așa? Ce faci de... Asta fac, uite. Dar uite, Niculina, că te apuci de dezvoltarea personală, îți iese, începi să obții rezultate, așa cum îți spune profesorul, așa cum scrie în carte, te bucuri. Totul merge bine o perioadă. Vine o perioadă în care orice ai face, nu se mai întâmplă ca la început. Tu lucrezi, aplici tehnici, citești, dar nu se mai întâmplă, ceva se schimbă. Adică apare un test, apare o împotmolire. Da. Ce face? Apare un test, în general. Test. Să vedem dacă ai integrat bine ceea ce ai lucrat. Și asta se cheamă noaptea neagră a sufletului. Și atunci apare îndoiala. Deci nu a fost bun. Da. Mă las, nu mai vreau. Mă las, nu mai fac. Pentru că e momentul cel mai important atunci. Ca să ieși din îndoială, cel mai important e încrederea în tine. Și îți pui pe hârtie ce ai făcut până acum, ce realizări. Pașii care... Nu, realizările. Ei, când vezi realizările, zici, ai mă că a funcționat, de unde am mai scos-o și pe asta? Și îți revii imediat. Potolești mintea. Exact, tu trebuie să-i dai informații. Bă, uite, am făcut asta, am făcut asta cu tehnica asta, am făcut asta, dar le-am făcut. De ce n-ar mai putea merge mai departe? Adică tu intri într-un dialog, într-o ședință cu tine, cum spune o cursantă mea, am intrat în ședință cu mine și am vrut să văd ce vrei de fapt. Minte, tu îmi spui așa, tu îmi spui așa. Eu știu că funcționează, că nu a mers una. Poate nu mi-am pus intenția corect, poate n-am pus cum trebuie virgula, poate am avut nu știu ce așteptări, poate am avut nu știu ce atașamente. În spatele unui moment în care ceva nu ți iese, e clar că n-ai făcut la fel ca atunci când ți-a ieșit. Revizuiești, corectezi, corectezi, mergi înainte. Dar... Leg un pic aici întrebarea, am citit, nu știu cât de clar am înțeles la momentul respectiv, de sindromul impostorului și poate m-am regăsit uneori, aplicând tehnică, nu mi-a ieșit, am manifestat un anumit comportament de care n-am fost mulțumită. Mi-a fost clar, nu, n-ai procedat cum trebuie, uite-te din nou la tine. Înapoi. Dar nu mi-a ieșit nici a doua oară, nici a treia oară. Și am zis, nu știu, m-a apărut așa un simptom de falsitate. Ceva în mine și am zis, măi, eu știu că fac asta, știu că mai zic și la alții, dar uite că ajung din nou într-un moment în care nu mai sunt mulțumită și m-am simțit așa, partea falsă față de mine. Adică e aceeași noapte neagră? Ideea este că e posibil, dacă nu ți-o ieși de 3 ore chestii pe care insiști, tu să ai de fapt un atașament acolo. Și să nu o lași să se întâmple. Cu siguranță. Și de aici să simt acea falsitate care se zic, măi, nu. Pentru că n-ai cum. Tu, când te atașezi de ceva, e ca și cum te-ai lipit de ceva și nu lași spațiu să se întâmple. Și dacă nu lași spațiu, nu se va întâmpla. Da? Mulțumesc. Spuneai și tu la început că dezvoltare personală, dezvoltare spirituală, exclude dezvoltarea personală, religia, spiritualitatea? Pentru că și aici sunt discuții. Nu fac discuții, pentru că nu are treabă cu religia. Mai spuneam eu cu cineva, este ca și cum te duci... Îmi spunea cineva, știi, am fost la un părinte și am zis că vin la cursuri sau fac nu știu ce cu mintea, că mă concentrez așa. Și părintele a zis că nu-i bine. Zic, mai, e ca și cum te duci la un părinte și îl întrebi, părinte, teorema lui Arhimede are suport? Adică n-ai întrebat unde trebuie. Păi n-ai întrebat unde trebuie. Normal, eu mă duc la părinte să întreb ceva ce ține de partea religioasă. Din punctul meu de vedere, ele nu se exclude. Ele merg mână-mână. Pentru că noi, ca indivizi, avem nevoie să ne agățăm sau să ne ancorăm de un grup.
Puțini oameni sunt independenți, total, suverani pe planeta Pământ. Așa că ne agățăm de un grup. De grupul religios. Tu știi că aparții unei societăți. De grupul de nu știu ce spiritualitate. Avem nevoia asta de a fi împreună în grupuri. Noi așa evoluăm. Nevoia să ne simțim că aparținem unui grup. Și atunci căutăm sistemii, căutăm cercuri, grupuri, oameni de care să fim împreună. Și aici mi se pare foarte interesant și aș vrea să o subliniez că în această căutare avem multe sisteme, acum le căutați singuri, care ne imprimă frică, vină și rușine. Astea le excludem de dezvoltarea personală. Un sistem care îți inspiră frică, vină și rușine, ăla nu e pentru dezvoltarea ta personală. Pentru înrobire. Da, exact. Și atunci... Se bat capul în cap, adică trebuie să vezi, să fii realist, da, clar, și să exact. Vezi. Pentru că tu ai să devii, fii înrobit, fii sclav unui ideologie, a unui curent, a unui sistem spiritual și așa mai departe. E foarte important, oriunde am fi, în orice grup, să nu devenim simbiotici. Adică dacă ăla îmi spune să mănânc aia, eu trebuie să fiu atent. Mi se potrivește mie sau nu? Uh-huh. Dacă ăla îmi spune că trebuie să vin îmbrăcat numai în alb sau numai în roz sau nu mai știu, mi se potrivește? Deci, cumva... Filtrați. Aveți libera voastră alegere. Vedeți dacă, cum de foarte multe ori mi se întâmplă, vai, dar s-o supăra că m-am dus nu știu unde. Păi, cum adică? Dar ce? E Dumnezeu ca să spun dacă ai voie să te duci sau nu? Da? Deci sunt sisteme care devin un pic mai sectare, așa să spunem. Sau mai agresive. E acolo e clar că nu-i iubire, nu-i dezvoltare, nu-i Dumnezeu, nu sunt lucrurile astea. Da. Și alea, într-adevăr, n-au cum să te ajute în dezvoltarea personală. Dar totuși oferă un grad de confort, o libertate îngrădită și controlată, pe care foarte, foarte mulți o preferă. O preferă și pentru se pare normal. E acolo să simt puternici. Da. Au un grup unde se simt puternici. Și de asta, uneori când ești așa contra curentului sau pe lângă sistem. Pe lângă sistem, da. Ești și privit cumva. Mie mi-a plăcut personal. Eu de mic am simțit că aveam mereu opinii diferite, dar eu m-am simțit confortabilă cu ele. Sunt ok cu asta. Adică ești ok. Nu trebuie să fii toată lumea ca mine și nici eu ca toată lumea. Adică am înțeles să trăiesc cu diferențierea mea în lume. Uh-huh. Și atâta timp cât diferențierea îți vine din experiența ta propria. Adică nu poate să spună... Atâta timp cât diferențierea mea nu deranjează, nu face rău la nimeni, nu suferă oamenii. Nu calci, cum spuneai și tu, pe liberul arbitru a cuiva. Da. Asta fac, eu fac pentru mine, dacă aș inspir pe cineva bine, dacă nu tot bine. Am scăpat de mult și de asta. Știi că la început făceam să afli lumea, să fii toată lumea, să se remedieze, să repare, să... Trecem și de momentul ăla, știi, la un moment dat, că îți dai seama că lumea se repară sau se remediază atunci când lumea vrea, nu când vrem noi. Sau se repară și se remediază cei din jurul tău, când tu ești pe poziția reparată exact. Și tu ai reparat în tine. Da, exact. Da, mulțumesc pentru conștientizare. Niculina, am pornit pe drumul dezvoltării personale. Mm-hmm. Cred că o facem toată viața, ne oprim? Ne oprim undeva? E un antrenament continuu. E un antrenament. Nu prea se termină. Pentru că eu personal spun că e un antrenament al minții, dezvoltarea personală. Pentru că noi acolo avem în mintea noastră, care nu-i în creier, noi tot timpul arătăm aici, dar nu-i în creier, e în jurul nostru. Avem extraordinar de multe informații imprimate care nici nu știm de ele. În schimb, manifestăm conform acelor credințe sau acelor scheme mentale sau acelor convingeri pe care le avem. Ei, asta e clar că e necesar să avem un antrenament pentru asta, să vedem că totul pleacă din mine. Asta îmi place să fac, asta nu-mi place. Asta fac, ajung la rezultatul ăla. Îmi place mie rezultatul ăla sau nu? Și aici ne putem duce, bineînțeles că o să zicem cum reușim să facem asta. Ne uităm la cele trei structuri ale noastre. Avem corp, minte și suflet, da? Sau spirit. Da? Spiritul nu prea avem ce face cu el, că ăsta e divin și așa mai departe. Însă mintea are trei dimensiuni cu care operăm. Prima este dimensiunea inconștientă, care e tot ceea ce am preluat noi genetic de la strămoșii noștri, conținem doar 5% din asta. Dimensiunea subconștientă, unde conținem 90% din asta, și dimensiunea conștientă, unde este doar 5%. Deci ce avem noi în dezvoltare personală este ce 90% subconștient. Să aducem din subconștient în conștient. Conștient. Exact cum spune Jung.
Până nu facem subconștientul conștient, suntem pe pilot automat. Și așa este. E, facem tot felul de ieșiri, de afirmații, de aberații, de aia, de pe pilot automat. După aceea zicem, bă, ce m-a apucat să fac asta, nu? S-a întâmplat toată lumea asta. Că am văzut că da? Se poartă, da? Că e la da. Modă. Da. În momentul în care noi integrăm aceste trei dimensiuni și înțelegem partea ce ține de genă, ce ține de așa, este o parte fixă care așa rămâne. Partea ce ține de subconștient, eu o să o aduc în conștient. Și atunci îmi cresc capacitatea de a fi conștient, îmi cresc conștiența mai mult decât de a trăi doar aici. Și antrenamentul ăsta îl facem în permanență, pentru că noi în permanență suntem alții. De exemplu, noi azi după ce ieșim de aici suntem alte persoane, pentru că am făcut tot fel de corelații, și eu și tu. Tot eu am avut momente de aha-uri. Și eu am avut, chiar dacă vorbim ce sunt lucruri care le știm, în momentul în care te conectezi și calibrezi cu creierul celuilalt, apar aha-uri la toată lumea. Asta e iluminarea, nu ne ducem în nirvana. Asta e. Da? Apare un click, pac, un insight și deja ți se așează toate celelalte informații altfel. Și suntem alții. Normal că dacă eu zilnic sunt alta, eu în permanență trebuie să am acest antrenament, pentru că s-ar putea cineva să-mi apese un buton și eu să mă duc spre ceea ce aș fi scos de obicei și zic stop, ia să mă manifest altfel. Deci în permanență e această conștientizare. Dacă vrem să trăim frumos, ușor și bine. Dacă știu nu, că și tu ai și măsurat aceste rezultate da. Ale capacității creierului cu aparate da. Specifice. Sunt aparate ai văzut de unde ai plecat, unde ai care, ajuns? Unde am ajuns, da, exact. Uh-huh. Sunt aparate cu care se măsoară. Deci sunt așa de fericită că știința au ajuns să putem măsura lucrurile astea. Niculina, spune-mi un pic, îmi place tare mult cum explici tu când spui că tu ești creatorul realității da. Tale. Îmi aduc aminte o discuție mai veche de-a ta. Cred că spuneai că ai mers și tu sau în fine, era cineva în cercul tău de prieteni care da. Mai ghicea. Da, da. Ce o să da, faci, da, da. Ce o să devii, cum o să fii. Da. Și când a venit rândul tău, la tine n-a văzut nimic. Ce da. Linia vieții, ce nimic. Și a rămas foarte surprinsă. Cum adică nu mm-hmm. văd nimic, dar nu mi-arată nimic. Eu știu la toată lumea la care mm-hmm. zic așa este, se întâmplă. Și tu ai spus atunci, păi, tu cum să vezi la mine dacă eu sunt creator? Eu zilnic creez conform da, intenției, da. Conform visului meu. E o permanentă schimbare, evoluție. Tu ce să vezi? Și am zis, da, uite ce perspectivă. Da, așa este. Pentru că dacă ești, îți asumi viața și începi să fii creator al realității tale sau creator, în fiecare dimineață îți creezi ziua și nimeni nu poate să citească viitorul, pentru că nu este un viitor previzibil. Uh-huh. Și nu mai... Mi se întâmplă multe, ei fac, deja toată lumea face astrograma, numerograma, toate alea, dar eu le-am depășit de multe astea, adică... Dar bănuiesc chiar dacă ți-o face tot semne de întrebare. Păi sigur că dacă nu bati cu nimic, de exemplu mie când mi-a făcut prima dată astrograma un mare astrolog din România, aveam 21 de ani și se uitea la mine, nu, cred că e greșită ora, e greșită ziua, dom'le, nu, asta este că am trăit-o pe mama special. Nu există, tu aici ai altceva, tu ești altceva, adică eu am depășit de mult astrograma aia care mi-a spus. Ele sunt importante ca să aflăm unde ai de lucru, unde ai, de exemplu, cum am eu Saturnul pe ascendent. Eu când trebuie să finalizez ceva, tot timpul apare o piedică. Așa e Saturnul. Un test, ăla. Cum spuneai. Da, un test. Testul. Un test, adică la mine merge totul până la final și când se dau aia, trebuie să apară ceva. Apare pandemia, nu mă mai pot duce, nu pot să-mi dau lucrarea în doctorat, de exemplu. Și așa mai departe. O trecut timpul, trebuie altă lucrare, altceva. Lucruri de astea care cumva știu că de acolo se trage, mi-au lecția, care e lecția de învățat, trec mai departe, sunt merge. Ok. Dezvoltare da? Personală continu. În mod continuu. Continu. Niculina, te rog să ne spui câteva instrumente, la fel, da, de lucru. Da. Utile, de aplicat. De aplicat. Citim o carte. Cărți. Eu am plecat de la cărți, într-adevăr. După care... afirmațiile astea mentale, schimbarea gândurilor prin stop. Îți vine un gând că, auleu, nu ajung la timp, la la la, bla bla la, tot felul de scenarii. Spui stop. În realitatea mea se întâmplă asta. Asta e pentru crearea realității conștient. Da. Dezvoltare personală. Vezi că îți vine să te înferbânți așa și să spui ceva la celălalt. Inspir, expir, profund și rar. Pentru adică, că atunci când inspirăm, exact. Se potolește... Se potolește pentru că se oxigenează creierul și ajung în cortexul prefrontal și pot să gândesc. Nu mai sunt pe calea direct între amigdală și creier ca să transmită neurotransmițători. De asemenea, nu neapărat controlul emoțiilor, ci observarea emoțiilor. Fac asta, trăiesc asta.
vreau să schimb, înseamnă că trebuie să fac altfel. E vorba de gând, acțiune, da? Și care duce la o anumită stare. O altă modalitate este comunicarea non-violentă. O altă modalitate este de a ne observa mereu sau de a fi atenți la noi ce vedem la ceilalți care ne deranjează și să mă uit la mine. Ok, deci v-am văzut acolo, înseamnă că la mine e de 3 ori mai puternic. Hai să fac ceva, cum v-am spus data trecută cu degetul, da? Degetul, da. Hai să fac ceva în preajma asta. Instrumente este să ne, în permanență, se întâmplă și mie și tuturor, intru într-un film care nu e al meu. Poate să fie filmul de la mama, de la bunica, care eu l-am preluat automat și ajung într-o situație și încep să rulez. Zic, stai mă, dar eu n-aș face așa. Stop, iarăși, mă opresc în acțiune. Deci, cumva, dezvoltarea personală este continuu și nenegociabilă, nu știu cum să spun. În momentul în care intri în procesul ăsta și începi să-ți placă, Magdalena, pentru că vezi că se schimbă așa, de pe o zi pe alta lucrurile. Eu cred că nici nu mai cum să te oprești. Nu, pentru că oricum descoperi din una în alta, te mai atrage, da, ceva, permanent. Rezonezi. Ideea este că rezonezi cu ceva. Să le împărtășesc celor care ne ascultă. La începutul emisiunii am folosit un ulei esențial. Da. Un alt instrument mic, da, pe care îl poți, da, avea la îndemână. Da. Tu ai avut la tine uleiul esențial de trandafir. Da. Cum acționează el? Uleiul acesta esențial acționează la nivel de... Știu că tu le folosești. Le folosesc și fac cu mare încredere multe despre aceste uleiuri. Eu sunt și chimist înainte de a fi psiholog, așa că am făcut și diverse cercetări, inclusiv în laborator de analize medicale cu aceste uleiuri, ce se întâmplă ele în creier și în corp. Pur și simplu ajung la nivelul sistemului limbic și în timp schimbă chimia creierului. Eu o să vă dau o experiență personală. Tu ai povestit de ros. Rosul îți ridică frecvența de la 90, care e maximul uman, la 320 în 20 de secunde. Ceea ce este wow. Și asta se vede cu aparatele acestea ale noastre, cu BioWell sau cu cel de scanare, prin care se văd lucrurile astea. Și eu personal fac dezvoltare personală de 20 de ani, 20 și un pic de ani. Și aveam o tristețe așa în profunzime care se manifesta prin multă seriozitate. Și nu mă gândeam eu că sunt trist, dar suntem serioase, sunt perfecționiste, toate alea. Eu nu vreau să râd, da, că dacă da, da, da. Aveam așa filmele mele, normal. Și am zis, scria acolo undeva despre uleiurile acestea că în momentul în care tristețea apare datorită unor pierderi, pierderi poate fi orice, din ființe de la umane, pierderi materiale, da, orice. Până la așa. Și ce pierde, n-am ce pierde, mama, tata au trăit, adică m-am luat rațional ce am. Și zic, nu găsesc ce pierderea. Și am început să folosesc acel ulei Consol, care e pentru pierderi. Și puneam două picături sub limbă, picrește, peste tot. Și după 6 luni, 6 luni durează schimbarea unei conexiuni în creier, sau chimiei respective, după 6 luni, am scăpat de tristețe. Și am să vă povestesc și evenimentul. Am ajuns acasă, am plecat cu fetița până la ceva cumpărături și am ajuns acasă. Când ajungem acasă, avem un ciobănesc german care, când intrăm pe poartă, imediat sare pe noi, să gudure, să bucure, nu știu ce. Intrăm pe poartă, ciobănescul nu. Mă uit spre cealaltă poartă, că mai aveam o portiță, aia era întredeschisă. Deci mi s-au tăiat picioarele, pentru că am înțeles că a plecat din curte. El ne-a tot căutat. Portița cealaltă nu are cum să deschidă decât prin interior și să apese un buton. Adică trebuia să o fi fost făcut. Foarte greu să cred că el a putut să apese butonul ăla, dar el, căutându-ne pe noi, tot bătând cu laba, a deschis butonul. Mi s-au tăiat picioarele. I-am zis fetiței, nu mai este cățelul. Am zis, păi nu-i nimic, îl găsim, copilul. Și zic, ok, hai să copilul conectat. Copilul conectat cu câinile. Și zic, hai să mă conectez cu câinile, să-l caut. M-am dus eu pe străduță, m-am întors înapoi, zic, sună o prietenă, zice, poate să fie ajuns ce niște iepunde. Zice, vezi că este un grup dintre ăsta de animale pierdute în Brașov? Scrie și am scris și cineva l-a văzut, dar după 3 ore. Sau după 5 ore. În toată perioada aia eu am stat, m-am făcut disciplina minții, m-am focusat, am lăsat toate filmele, că au dispărut. Știți, am scăpat de frici. Ai ieșit din emoții. Am ieșit din emoții. Și după 5 ore cineva scrie, l-am văzut la intersecția străzii cu tare, cu tare. Eram îmbrăcat într-un training roz în casă, cu o geacă albă, că era iarnă,
Adică era primăvară, iarnă spre primăvară. Am urcat în mașina mea, care fiind mai nouă, am zis că mă gândeam eu. O să pun o păturică acolo ca să am unde să-l așez, să nu murdărească, nu știu ce. Vreau să spun că am tras geaca albă pe mine și în training roz, când ăla mi-a spus unde este, am uitat și de păturică și de tot, ne-am dus cu mașina. La strada aia era exact el micuțul să așezase lângă o casă care semăna cu a noastră, știi? Și cumva strada era cu sens unic și atunci am intrat pe cealaltă și când am ieșit, am parcat undeva pe o... unde era loc de parcare, când mă întorc, el era în partea cealaltă, ne-a văzut. A început să dea din coadă binde și se pregătea să vină spre noi. Doar că acolo era o stradă cu foarte multe mașini. Ce pot să spun este că nu știu ce am făcut. Cert e că i-am zis fetiții să rămână mașină. Și m-am dus cu el așa, spre el, cu energia, nu știu cum să explic. Deci s-au oprit toate mașinile pe stradă. Eu am pus mâinile așa și am fugit spre el. Am uitat că am geacă albă. Deschisă. Era ploaie. Și l-am îmbrățișat așa pe acest câine și el s-a plecat așa și în clipa aia mi-a trecut prin imagine exact pierderile mele din copilărie legate de animale. Eu am fost crescută la țară, iar la pașni tăiau mieluții noștri care erau jucăriile noastre. Da, și toți copiii suferă la capitolul ăsta. Și eu, uite și tu de câți ani și de ce mi s-o tăia picioarele, pentru că în momentul în care eu îl îmbrățișam, că asta înseamnă să descoperi traumele, când traume, suferințe, că nu sunt chiar traume. În momentul ăla, cumva eu m-am conectat cu acele animăluțe pe care eu le-am iubit când eram mică și ultima dată când mi-am ales un mieluț, tata ne spune, alegeți-vă mieluții că nu le tăiem, dacă sunt mei, n-am ce să fac cu ei cu atâția. Și era un atât de frumos, tot așa, asemăna cu el, știi? Cu câinile, chiar așa. Și m-am dus la școală și când am venit l-am mai găsit exact acea senzație pe care am avut-o cu câinile. Și în momentul în care eu l-am îmbrățișat, am cumva, m-am conectat cu acea parte din mine pierdută, lăsată când aveam 7 ani, când s-a întâmplat evenimentul ăsta. Și am uitat de așa, i-am pus imedalezea cu mine, am dus în mașină, am uitat că trebuia pătură, urcat așa, nu mai conta nimic. Și din clipa aia, mie mi s-a schimbat ceva și toată lumea zice, Doamne, ai atâta umor, povestește așa cu un anumit fel. Și am zis, ce-a făcut un ulei esențial în 6 luni, n-am reușit cu dezvoltare personală 20 de ani. Da. Doar că, na, trebuie consecvență. De asta am povestit. Uite ce mi s-a întâmplat după atâta timp și evident, am citit, am așa, dar era nevoie de o schimbare a chimiei din creier ca să schimb perspectiva. O să punem și în comentariile, înregistrării aceste detalii. Niculina, dacă un părinte sau dacă un adult face dezvoltare personală, este poate o vârstă recomandată și pentru copii? Sau ei o fac oricum natural, ideea este autentic? Că, da, dacă noi adulții facem dezvoltarea personală și ne vindecăm, ne remediem și reparăm pe noi, nu se mai duce la copii. Iar dacă deja copiii sunt și am imprimat cumva, vom vedea pe zi ce trece cum se dizolvă și de la ei ceea ce noi am imprimat, când noi am remediat. Da, eu la asta mă refeream, că uite, poate încep mai târziu, când se produc clicurile. Copiii sunt măricei, au ieșit din vârsta copilăriei, poate adolescenței și atunci cumva lucrează părintele sau îl mai e așa din când în când? Deci eu le recomand părinților ca după 14 ani, cât sunt prea mici, nu înțeleg ce e dezvoltare personală. Dar dacă trăiesc într-un mediu în care părinții nu fac nimica, e necesar să-i duceți la psiholog, să facă art terapie, să scoate emoțiile prin artă. Asta este recomandat pentru toți până la 14 ani. După 14 ani, când începi să înțeleagă ce-i cu el, de unde vine, ce face mai departe, e bine să-i îndrumați, să facă și ei ceva, ce ați imprimat și voi, clar cândva. Dar în același timp cu voi, eu personal fac cursul de dezvoltare personală pentru adolescenți, a căror părinți sunt deja cursanți în dezvoltare personală. Și practic bine. Pentru că ei lucrează împreună. Și ei au văzut și beneficiile. Da, și copiii vin automat, ziceau, păi s-a schimbat maică-mea așa de bine, vine neapărat la cursurile astea, să pot și eu să fac. Dar dacă părinții n-au făcut și copiii fac, le-i foarte greu copiilor să susțină. Pentru că eu personal îi dau teme în care pui pe frigider și părinții va fi necesar să facă lucrurile alea. Tu să faci lucrurile alea și tot așa. Este clar că împreună împreună. Familia sau în comunitatea în care ești. Putem să spunem că din aria dezvoltării personale sau putem include arte
sport. Da, da. Că noi cumva astea le făceam generația noastră. Da, generația noastră într-adevăr le făceam și cred că ne-a prins bine dezvoltarea personală. Adică am moștenit de acolo, am dezvoltat o disciplină. O disciplină, o perseverență, un scop, să-ți pui un țel. Da, vreau să câștig, vreau să fac, vreau să... Așa este. Da. Asta recomand, să își ducă copiii la un sport. Fii de echipă, în funcție de cum îl aveți. Dacă îl aveți mai timid, duceți-l într-un sport de echipă. Dacă îl aveți mai puternic, duceți-l într-un sport individual. Prin artă, pictură, sculptură, modelaj, pentru că prin artă îi scot emoțiile, încep să-și cumva să-și creioneze emoțiile, să vadă ce simte, culorile, sunt frecvențe, sunt vibrații și atunci le dă drumul la alte lucruri. Sportul, și recomand asta iar Daniel Siegel, care e specialist în creierul adolescentului, spune că în adolescență neapărat să facă un sport și o artă, ca să-și poată crea o structură ființială sănătoasă, că altfel va fi greu. Știu că și tu, adică mi este clar că perseverența, rigurozitatea și modul aplicat al tău îți vine. Știu că ai făcut în tinerețe judo sau arte marțiale. Eu știam ceva în direcția asta. Niculina, cu părere de rău, îți mărturisesc că ne apropiem de finalul emisiunii, timpul se dilată sau capătă aici altă perspectivă. Am vorbit cu drag despre dezvoltarea personală. Eu consider că așa am pus întrebările de bază, pentru că este un subiect atât de vast în care clar îți poți afla răspunsurile potrivite pentru tine, doar să știi la ce ușă să bați. Și rămân cu aha-urile făcute în cadrul discuției cu tine. Care ar fi mesajul tău de final? Dă mai departe. Mesajul dă mai departe este să vă căutați cine sunt eu și ce vreau eu de fapt. Și făcând asta cu voi, o să le permiteți și celorlalți să facă asta cu ei. Cine sunt eu? Ce vreau eu de fapt? Două întrebări cheie și care să ne însoțească. Când vreți să faceți ceva, mai puneți-vă o întrebare suplimentară. Vreau eu cu adevărat să fac asta? Dacă vrei, faci. Pentru că acel cuvânt cu adevărat va face diferența între dacă vrei tu sau faci pentru alții. Cu zis alții. Îți mulțumesc. Cu drag. Mulțumesc și eu. Dragi telespectatori, încheiem încă o ediție a emisiunii De mai departe, alături de Niculina Gheorghiță. Te mai așteptăm cu drag. Îți mulțumim pentru prezență. Până la întâlnirea noastră de data viitoare, vă spun pe curând și vă mulțumesc! Această emisiune v-a fost oferită de Clinica de Neurofeedback BrainFit București. Antrenamente neuronale pentru un creier sănătos.